Salută! Bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Cum puteți observa, am stat puțin AFK la această fermă, plus AFK la ferma de mâncare, pentru că nu prea mai avem mâncare și mănânc și eu cam ce mai prind prin chest-ul și asta e ultima mea mâncare. Sau mai am două stack-uri care am luat de la acea fermă. Dar aseară am făcut un live stream și am fost și am colectat foarte, dar foarte mult quartz, pentru că dacă tot am făcut acel storage pe care am făcut acum câteva episoade, ei bine, m-am gândit că este timpul să-l și umplu puțin, că unele materiale de pe acolo nu părea aveau toate lucrurile, adică nici în hopă nu sunt toate cele 41 de iteme, așa că m-am apucat și le-am cam strâns. Plus aseară pe live stream, că am făcut un live stream aseară pe Twitch să văd și eu cum funcționează, cum merge Twitch, al doilea live pe Twitch. Am oprit aceste lucruri, adică partea asta am oprit-o ca să nu mai producă, pentru că nu am nevoie de nimic de pe aici, că am glowstone dust ăsta e de ajuns, bețele astea sunt de ajuns, avem o grămadă și sticluțele astea de XP, doar sticluțele astea le-am lăsat să meargă pentru că avem nevoie pentru ferma de albin, e logic. Și aici toate lucrurile, cum puteți observa, încă o grămadă de emeralde și mai am acasă peste 9 șulcăre cu blocuri, atenție! Aici sunt emeralde, acasă am cu blocuri. Și aici avem tot restul, pentru că pentru asta am vrut eu să stau AFK în această dimineață, pentru că am nevoie de foarte mult restul. Toate alea de restul pe care le am eu pe acasă nu prea sunt în cufere, pentru că nu prea am stoc la ele. Adică 4 zic maxim cam aveam, aveam mai mult de un stack. Și acum dacă tot am sistemul de sortare, trebuie să ai peste 41 doar pentru hopper. Aici a fost, m-a lovit de la corazon, pentru că trebuie să mă apuc să, a trebuit să mă apuc să materiale, dar s-am luat și cu arți pentru observatoare, pentru toate lucrurile astea. Așa că haideți să facem repejor niște stack-uri de block of redstone. Bun, acum că le-am golit pe toate, este timpul să mergem acasă, pentru că a stat destul la această fermă. Și cât mă duc eu acasă, haideți să ne apunem și de o fermă de sugar mai ok, pentru că bă, avem nevoie de o fermă de sugar neapărat, pentru că acele două ferme pe care le-am făcut eu acum câteva episoade nu e de ajuns pentru ce o să avem noi nevoie, pentru că încep deja să mereu să stau să-mi fac artificii din ce mai mi-a rămas și așa că vreau să fac o fermă destul de bună de sugar. Hai să ne apucăm de ea, domne.
E bine, cum puteți observa, această fermă am ales eu să fac, uite, chiar aici. Și am stat puțin afecta, bine, puțin, nu știu cât am stat, să fiu sincer, cred că o oră, o oră și puțin, că am fost și eu pe afară. Ei, m-am uitat să văd ce e pe afară, de fapt, că pe afară, când filmez eu, a început să fie foarte frig, a bătut vântul, a dărâmat toate alea prin curte. Da, și m-am pus aici afecta și haideți, domnule, să vedem cât sugar am făcut. Oh, ok, deci... Double chesturi pline, plus hopere pline, ce văd eu, ok, doar două, dăm patru. Și asta e tot storage-ul pe care l-am deocamdată. Deocamdată am zis că n-are rost și când o să umple aceste 10, când o să umple aceste 10 cufere, o să-l opresc, pentru că vorbea la 10 cufere de sugar, că nu o să mai am nevoie, o perioadă bună de timp. Și acum m-am gândit eu, bă, avem noi un convert de la de concrete, dar nu prea bun. Așa că m-am gândit să mă uit repede pe internet să văd la un concrete ceva de ăsta mai bunicel, care e cu TNT, să ne apucăm să-l facem, pentru că, cum am zis, vreau să fac un mare restock, să am foarte multe materiale, să mă duc tot timpul când vreau să mă apuc să construiesc ceva. Ah, by the way, în acest episod mai construim încă ceva, pentru că Saturn se face singur. Da, ne trebuie niște chestii. Așa că am fost uitați cât înainte să vă zic unde am fost. Au uitați aici. Da, na, un stand de ăsta. Nouă de astea, cum am zis, am făcut la observatoare Sam. De astea nu am, de astea am câteva popere, am și o decente. Aici, să zicem așa, și pistoane. Pistoane nu am. De asta am nevoie de rest, să fac și pistoane. Ce crezi? Și acum hai să ne apucăm, pentru că am fost, am luat niște lemn. Puteți observa, avem ceva lemn. Aici sunt toate șulcărele de la ferma de la Raiders, pentru că vorba avem nevoie. Plus o grămadă de lemn pe care m-am apucat cât de cât așa să-l strâng, cum puteți observa. Și da, este timpul să ne apucăm să și consumim ceva la sătuc. Hai să ne ducem să ne apucăm să vedem ce materiale avem noi nevoie și să ne apucăm de treabă. Au, băieți, aceasta este casa. Eu stau să-mi fac eu puțin terra farming pe aici, cum puteți să observa, asta sta prin aer. Asta e prima căsuță pe care am făcut-o și, din păcate, când m-am apucat să o construiesc, am observat că ușa e aici, dar nu e niciun fel de problemă. O să venim și pe undeva pe aici cu altă căsuță ca să fie mai ok. Tractorul ăsta, l-ați văzut episodul anterior, bă, mie chiar îmi place cum aici tractorul ăsta, să nebunesc. Vorbea de la un sătuc, ai nevoie de un tractor, doamne. Chestia asta, la fel aici, la fel, terra farming, cum am zis. Și asta e căsuța de asta mai corp într-un fel făcută de lemn. Aici ar trebui să pun și un foc, ia. Hâț, hâț. Ia, ai.
Bun, nu mai, gata, lasă focul că cred că deja am și acasă. Bun, nu mai, la, fără foc, că văd că ia imediat foc. Nu știu ce vrăjeală e aici, domn. Bine, dacă aș pune comanda aia care să nu se mai extindă focul, poate n-ar lua foc. Adică 100% n-ar lua foc, dar nu știu ce să o pun, să nu o pun. Mai mă gândesc, da, e o comandă în care dacă o pui pe trus sau ceva de genul, nu-ți mai ia foc lucru. Adică dacă tu dai foc la ceva, rămâne, uite, cum de exemplu ne dă recula, dai foc și nu mai ia foc lemnul de lângă, de exemplu. Și chestia asta e ok. Bun, aici este ferma de concret, cum puteți observa. Avem aici două șulcere, pentru că am mai făcut rost de două șulcere, care aici a fost tot conținutul lor. Și într-o zi, când n-au să am ce face, o să vin aici și o să țin click-ul apăsat, o să-i dau drumul și o să bubuie. Toate itemele o să vină cu ferele astea și după le pun eu logic într-un șulcăr. Apoi vin aici frumos și cum puteți observa, black concrete, brown concrete, black concrete, toți trecut de prost, blue concrete, green concrete, red concrete, green terracotta mai puțin, lime concrete, boring, dau skip la așa ceva că m-am apucat să arăt toate cuferele. Restock, dacă aș putea să spun așa, e un restock decent, nu e cel mai ok restock deocamdată, dar vorbea, asta se face în timp, să strâng materialele astea toate în timp. Bă, m-am gândit la ultima mea propunere de, mă întrebam cum să fac rost de mai mult bone meal și mă gândeam într-un fel, de fapt nu mă gândeam, mă uitam pe YouTube aseară, puneam un pas și mi-a apărut la recomandate un mob grinder, dar de la automat, cum e ferma, în loc să fie cu trapdoor-uri, o să fie fără trapdoor-uri și o să poată să spawneze toate felurile de mob, iar în acel mob grinder o să facă logic o grămadă de bone meal. Așa că asta cred că o să facem în următoarea noastră construcție, dar nu știu ce să zic în acest episod, pentru că să nu fie prea fumat acest episod, dacă mă înțelegeți ce zic. Și uite-l pe băiatul ăsta, ia. Tu ce dai, doamne? Oh, nu! A dispărut! Oh, nu! Mi-au apărut două liduri în inventar. Vai, ce păcat! O grămadă acacia. Avem nevoie pentru restock, dar da, asta e problem pentru alt episod, așa că vreau să zic, hai, salt, că nu mai ține acest episod, pentru că deja nu are rost să ne lungim foarte mult și prost, așa că salut, bă!